Salutare și bine v-am găsit în cadrul emisiunii Info Armat. În această ediție veți urmări cele mai importante evenimente ale săptămânii curente. Rămâneți alături de noi! Primii patru militari ai Armatei Naționale, detașați în misiune de menținere a păcii UNIFIL din Republica Libaneză, în calitate de ofițeri de stat major, au revenit în patrie. Cu acest prilej, la Ministerul Apărării a fost organizată o ceremonie militar-protocolară. Detaliile urmează. Timp de 6 luni de zile am activat în cadrul G3 FUTOPS. Am avut misiuni, sarcini zilnice, săptămânale, lunare și trimestriale. Am avut o cooperare foarte bună. Prima lună de zile mai mult am studiat, am făcut careva mici greșeli. Ulterior, din a doua lună și până a șasea, a fost totul bine. Aceste misiuni sunt foarte benefice, în primul rând pentru fiecare militar care pleacă, pentru pregătirea lui profesională viitoare și totodată pentru crearea relațiilor la nivel internațional cu alte țări și suntem interoperabili. Este foarte important de a pleca într-o misiune ONU sau de altă sub altă egidă, în general pentru militari, pentru a acumula o experiență de a vedea cum activează alte armate ale lumii în teatrele de operații și pot să spun cu fermitate, să încurajez militarii noștri să aplice pentru misiunea dată. Tinerii care au atins vârsta de 16 ani sunt luați la evidență militară. Cum se desfășoară campania de recrutare, aflați în reportajul ce urmează. În conformitate cu planul activității de bază a Centrului Militar Municipal Chișinău, Centrul Militar Municipal, împreună cu autoritățile publice locale, instituțiile publice din municipiu, desfășoară activități de luare în evidență a tinerilor cu anul nașterii 2007. În acest proces, tinerii sunt invitați la Centrul Militar, care trec printr-un proces de luare în evidență, inclusiv Comisia Medico-Militară, și în această activitate se desfășoară inclusiv și ședință de educație militară patriotică, unde tinerilor se explică despre viața Armatei Naționale, regulile de evidență militară. În urma acestor activități, la recruți li se amână adeverințele de recrutare, care este primul document de evidență militară. Despre armata am auzit de la bunicii mei, ei m-au încurajat să fac și eu și am povestit doar lucruri de mine și m-au încurajat să vin și eu la armată, să-mi pot apăra țara, să-mi pot apăra familia, neamurile și toți prietenii. În viziunea mea, militarul înseamnă să fii un fel de erou care poți să-ți aperi prietenii, familia și toate persoanele apropiate ție. Eu am 16 ani și doresc să fiu admis la punct de vedere medical pentru ca să pot face armata, pentru că doresc să devin în viitor un bărbat adevărat ca să pot să-mi apăr patria. Serviciul militar este datorie fiecare cetățean, deoarece el va trebui să știe obligația lui de a apăra patria, familia. Ambii părinți sunt militari și aș vrea și eu să am onoare ca să fac serviciul militar. Aici e bine, aici căpșoare e bine, la nas, așa, este rigurița mare. Renumitul scriitor Victor Hugo a spus: arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil. Ca și în alte domenii, arta în lumea militară persistă în diferite forme și viziuni. În cadrul Agenției pentru Știință și Memorie Militară vom discuta cu pictorița Arina Gomaniuc despre cum este reprezentată arta în cadrul Muzeului Militar. Arta este ceva magic în lumea noastră reală. Omul este mereu în căutare de ceva supranatural, ceva deosebit și uneori poate să nu observe că cel mai magic lucru este arta, pictura, creația. Totul apare din natură. O rază de soare, o crenguță, un nou fir de iarbă,
Dragostea pentru pictură am aflat-o încă de mică. Tatăl meu mereu desena după serviciu și eu luam exemplu de la el. Îmi luam și eu o foaie și mă așezam alături și desenam, încercam să mimez ceea ce face el. În această perioadă realizez, apropo, ultimul meu tablou cu tematica cetăților și aceasta este Cetatea Crăciuna. Sunt folosite culori calde, de regulă la cetăți folosesc o tehnică mai așa grisaie, totul mai cafeniu, mai suriu și acum vreau să fac o scenă de zi, adică ca și cum ar fi la momentul dat. Această cetate nu mai este, nu mai există, a fost distrusă, a fost făcută din piatră și lemn și nu mai avem reprezentări. Eu am încercat împreună cu tatăl meu să o reconstruim ca forme, ca plan și am apelat și la alți pictori care au realizat-o, niște artiști din România și asta cred că o să fie o nouă versiune. În această lucrare eu folosesc tehnica cu pastă. Noi pictăm cu ulei și folosim mai puțin diluant. Astfel se face iluzia de volum. Arta este importantă în domeniul militar, pentru că cu ajutorul artei noi putem reconstrui momente din trecut, veșminte, anumite elemente care nu ne le putem, unii oameni doar și le imaginează și ar dori cu drag să vadă cum a fost cândva. În contextul Zilei Internaționale a Femeii, marcată an de an la 8 martie, vă prezentăm istoriile de succes a colegilor noastre din structura de apărare, care împărtășesc aceeași pasiune pentru armată. În anul 2021 am absolvit Academia Militară Alexandru cel Bun. Am avut o mare posibilitate să nimeresc în compania Garda de Onoare. Am mare onoare să fiu unica fată din compania Garda de Onoare. În fiecare zi eu mă ocup cu pregătirea la instrucții de front a militarilor, antrenament cu arma. Mie îmi place să fac serviciu în compania Garda de Onoare, fiindcă am posibilitate să particip la diferite ceremonii protocolare și de stat. Militar, să zicem, cu care am interacționat, a fost fratele mai mic a mamei, care a fost militar. Și să vedic de mic copil, am avut o simpatie față de persoanele care purtau uniforma. De atâta, când mi s-a propus postul de medic pediatru în medicina militară, n-am gândit nicio secundă, am dat acordul de la prima propunere. Nu-mi imaginez sau nu mă văd în alte instituții decât cea militară și mă simt împlinită și satisfăcută din toate punctele de vedere. Și sper că și pacienții noștri sunt mulțumiți de serviciul pe care îl acordăm. Aici încheiem ediția de astăzi. Vă spunem toate bune și un final de săptămână cât se poate de reușit. Să aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!